Salut și bine ați venit la un nou joc pe canal. Astăzi încercăm Food Truck Simulator, care este un joc făcut de cei care au făcut și Gas Station Simulator. Din câte observ, au folosit același engine, texturile sunt foarte, foarte similare și sunt foarte curios despre ce este vorba, așa că îl facem la prima vedere. În primul rând, ne-a dat aici într-un garaj, nu știu care ești treaba, nu știu cum pot să ies de aici, probabil o să mă scoată după ce mi-au ceva misiune, ia să vedem. Avem așa, a simple door. Și cu click-ul ar trebui să pot interacționa, dar nu pot să interacționez în niciun fel, deci probabil o să trebuiască să merg la calculator. Ok, ia să vedem aici. Avem așa, eu practic trebuie să livrez mâncare, cel puțin așa îmi spune în descriere. Mai multe nu știu, vreau să descoper pe parcurs. Și avem așa, customization tab, you can customize your truck here. Ok, și putem să modificăm camioneta fix cu alea așa. La painting mie cam îmi place cum era. Dar se pare că mă obligă, ok, o să aleg, l-aleg pe ăsta, mă gândesc. Ok, da, bine, dă-mi eu, am $1000 în bancă, se pare. Avem și o voce care ne tot ghidează sau ceva de genul ăsta, sper să nu devină prea stresantă. Și avem truck layout, you can choose layout of your truck here. Ok, deci cum este organizată, nu, layout-ul normal e cum e organizat un lucru, nici de cum vinilurile pe care ni le arată. Bă, cred că dintre toate astea să vedem. Deci avem, astea sunt toate. De ce am pus să dau click pe ele? Oh my god, deci mă pune neapărat să dau. Nu pot, fi atent. Nici cu ăsta, nici cu ăsta. Deci trebuie să-i dau neapărat apply now, ca după aia să pot să modific altceva. Da, mă obligă să fac doar ce vrea el. Am pană, se pare. Ok, dă-mi de păstea, nu mă interesează roțile, deci ideea e doar să meargă. Mamă, ce poligonal arată aripa asta. Ok, sper să nu se păstreze așa pe peste tot. Așa, upgrade tab. You can buy new vehicles for the new devices for your kitchen here. Ok. Bun, și înăuntru, asta e ce avem înăuntru, uite câte plante. Ok, s-ar putea să le putem folosi la gătit pentru că o să gătim. Avem așa. Asta costă 15, și de ce e mai bun? This burger grill is broken beyond repair. Ok, deci trebuie să o luăm pe asta. Este un grill în care putem să facem burgeri. Ok. Uite, animații frumoase. Bă, până acum arată bine. Hai să vedem new recipe. Se pare că avem o nouă rețetă. Avem frigider. Oh, cu bacon. That is very nice. Ok, ăsta este frigiderul meu actual și eu practic, acum înțeleg, eu practic renovez toată treaba asta. Păi și, number of slots, 15, pot să măresc numărul ăsta? Deocamdată nu, că bănuiesc că suntem la level 1, probabil după aia o să putem mări capacitatea. Ok, ok. Ia. Altceva? Pare nimic. Trebuie să mai ascult vocea din când în când să văd ce îmi zice. Asta ce e? Sper că ai fotoalbum. Speranța nu fie Biblia. Ok, deci asta este istoricul din câte observ. Idem up. Cu asta, ok. Un fel de istorie cum că, mă rog, tai că m-a avut mașina și chestii din astea. Așa, tricks of the trade. Find the map inside garage. Ok, asta înseamnă că trebuie să intrăm înăuntru, mă lasă să ies, gata. Hai că acum am putut să ies în garaj. Bă, e destul de interesantă treaba asta aici. Jocul se mișcă fenomenal, deci fix cum e Gas Station Simulator. Dacă joci în 2K, totul pe full, o să ai probleme. Dacă nu, e în full HD, atunci se descurcă. Harta se pare că este asta. Ce avem aici? Să vedem. Collectibles like these are spread all around the map. You can collect them by your truck. Ok, collecting them unlocks new decoration for your garage or customizations for your truck. Ok, deci avem și colectibile care aparent ne ajută să customizăm mai mult garajul și truck-ul. Avem city map, ok, bun. A check map of the entire city along with all the points of interest. Ok, asta e interesant, sper că poate fi accesată și altfel. Deci eu sunt aici, Clara, aici trebuie să ajung la Clara's supply point. I remember this shop. I guess old Clara is still in the business. Ok, deci trebuie să mergem aici ca să cumpărăm chestia, să vedem. You can buy supplies directly if needed be. Always try to get here on time to pick up your order otherwise. Ok, deci aparent trebuie să fac comandă și după aia să mă duc să o ridic. La inventory pot să intru? Se pare că nu. Ok, este un pic de tutorial așa. Pe I nu, pe tab nu, pe M nu. Sper să-mi deschidă după aia alte posibilități. Aveam dust B, nu știu ce înseamnă asta.
că ne prindem acum și pe sus pe acolo ceva cu roată, probabil putem customiza mașina. Install the radio in the food truck. Stai să vedem cum facem asta, prin calculator oare? Upgrades. Se pare că da. Ok, radio. Oare de ce? Ok, putem asculta radio în timp ce mergem. Mă gândeam că poate dăm muzică să ne audă clienții. Hopa, asta e așa că sună telefonul. Tu unde ești, Tami Mobil? Unde ești, mă, tată? Ah, nu e prin ciunde, doar pur și simplu așa? Ok. Hey, kid. I was wondering where you were. Avem ce zice. Clara, it's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know I'm always here to help. Yeah, I know. I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC and you'll see what I mean. Iată și că ne-a dat asta ceva, fii atent să mă uit pe tabul de shop în calculator. Aha! Deci avem așa. Tași, fată! Avem așa, 4 burger bums pentru $4. Deci unul per burger bum și îmi trebuie $2 practic pe burger. Oh my god, ce scupe totul. Așa, order products using the PC. Aici băgăm 1, 2, 3. Da, avem 12, ok. Uncooked meat, 12. Ok, băgăm bacon-ul, 8 avem nevoie aici. După care avem cheese slice, tot 8. Tomato, avem 4 nevoie. Și gas bottle, 4. Normal eu aș fi luat mai multe, dar mă gândesc eu că după aia mă poate pune să fac altceva cu banii rămași. Și eu, pentru că am dat un order mai mare, poate nu mai am bani, așa că o să țin de ei. Purchase, da, sigur că dacă vreau, da, desigur. Oh, shit! Time to discount, trebuie să mă duc rapid. Ok, deci eu am prins reducere. Ok, bine, 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 bine. Get on the truck. Încerc. Ia să vedem aici driving. WASD, press C to change from third person to first person. Așa. L to turn the truck lights on and off. Press Z to attempt to flip your vehicle. Ok. Bun. Până acum merge bine. Cu scrollul putem să ne apropiem. Ok, un fel de GTA. Un fel de GTA. Stânga, dreapta. Man, se prezintă foarte bine. Ia să vedem dinăuntru. Ho, ho, ho! Și mai bine. Nice. Acum suntem în oraș. Bun. Mama, mama, hai să-i dăm bice. Sper că se vede bine. Avem compass, represents car's shop. Ok, bun, 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 am înțeles. Oricum mă pot ghida foarte ușor după iconița de supermarket în față. Să vedem, vine ceva aici, nu vine nimic. Opa, tap, trap. Uite, vine asta. Uite ce a dat nesimțitul ăsta. A dat, a făcut accident, man. What the fuck? A dat fix în stâlp. Și m-a blocat și mine. Băi, e cam dificil un pic așa să conduci un dita mai monstrul. Nu ia curbele foarte ușor. E galben, cred că o să trec pe roșu aici. Ia să vedem aici. Normal trebuie să fac la dreapta. Așteptăm un pieton. A capăt pe L. Ia. L reprezintă lumina. O, lasă-mă, că în America se dă prioritate de dreapta, lasă-mă în pace. În față nu pot. Hai să o luăm la stânga pe aici. Da, e o întreagă... Ce ai? Trebuie să calculez foarte mult. Când mergi cu dita mai mastodontul pe aici. Îi dăm bice. Galben, trecem pe galben. Mă, am prins viteză și de bun. A, uite-mă că avem și city map-ul, vezi? A, genial. Bun, și în față 120 de metri. O să iau pe aici. Bă, nu știu. O să urmez drumul. Mai am timp. 3 minute. Ap, stai. Am văzut drum. Am văzut drum. Am văzut drum. Hai să o luăm pe aici. Stai așa. Mă bag, mă bag. Uite pe acolo așa. Bun. Frânescu. Să nu colcăm vreun pieton. Că nu știu ce amendă îmi dau ăștia pe aici și rămân fără toți banii pe care îi mai am. Bun, 70 de metri. Se pare că avem particule pe aici. Ceva toamnă, mă gândesc. Și acum frână. Ah! Stai! Bun, și acum apăsăm pe E. Și m-a încărcat, fii atent. Deci avem collect order. Yes! Shelves. Ah, să le punem pe select a storage location. Fridge, boss, fridge. Shit. Cred că fridge băgăm. Ah, nu pot să le bag pe toate pe fridge. Carnea, da. Ok.
O să memorez treaba asta, care întotdeauna pe frigi. Set automatically. Păi dar aș mai fi vrut și bacon, nu tot pe frigi. La ce vorbim aici, că nu înțeleg. Like, uite, nu mă lasă. Când mai am. Deci mi le lasă, mi le bagă pe toate în frigi. Ok, me. Aha. Move to shelf. Aha. Deci ăstea nu au nevoie să stea la frigider. Ok, bine. Și ăsta ce era? Ăsta e gas bottle. Ok, pentru că avem frigiderul pe gaz. Așa e la rulote, de exemplu. Bun, îi dăm confirm. Unde mergem? Unde mergem, zi-mi? Sunt pregătit să fac niște bănișori. Pe delivery, boss. Drive to Serenity Park. Ok, 220 de metri. Nu e cine știe ce. Hai. Mamă, dar sper să tac asta din gură, că îmi vorbește de nu știu când. Și vorbește așa foarte încet, mă super plictisește. Ok, stai așa să vedem pe unde intru pe acolo. Cred că pe aici. Aha, fii atent, intru acolo și mă fac parcat și după aia gătesc din mașină. Ok, bun. There are many ways to get around the city. You can take the main road or try one of the shortcuts. Ok, bine, nu terminasem de citit. Aici mă pune pe mine să... ce grafică frumoasă, mă pune pe mine să gătesc și aici am eu niște emoții. Să vedem-o. Mă, dar câtă vegetație. Asta se pare că avem și niște cutscene-uri. Ok, că avem și povestea. Ar fi cum e și în Gas Station Simulator, pentru că avem pe unchiul, practic, care ne-a dat benzinăria. Așa, bun. Am șters-o acolo, sunt pregătit să fac niște bănișori. Mă, dar mă uimesc plantele astea de pe aici. Ce vrei, doamnă? Păi este overwhelming că mă deranjez tot timpul. Fuck, man! Asta e vocea din cerebelul meu. Ok, bine. Facem tutorial. Turn on the radio. Asta încerc, boss. Monitors. Aha! Astea sunt comenzile. Order 1, order 2. Și mi-arată acolo ce trebuie să fac și minutele la dispoziție. Order 1, cheese bacon burger. Am dat click. Genial. Ok. Asta e, trebuie să pornim grill-ul. Turn on off by ăsta. Hei, nu mai am gaz. Pe shelf îl aveam pe ăsta. Ți-am zis că știam asta. Gas machine. Stai. What the fuck, cum poate să fie ăsta atât de mare? Take the gas from the shelf and place it in the gas intake. Gas intake. Grill machine of real dirty grills. Ok. Man, cum să fie ăsta așa mare? Asta e eroare. What the fuck, am dublic? Aba nu, că am luat 4. Bro, n-are cum să fie ăsta așa mare. Păi și care intake-ul, mă, mâncecă-ți viața ta? Unde e gas intake cu... Aha! What the fuck? Atâta e rezervo... What? Man, e periculos. Asta zici că e bombă ce am eu aici. Holy shit, man. Bă, sper că merge bine pe OBS. Ia să vedem aici. Pot să-l pornesc acum? Bun, deci l-am pornit. Aha. Fii atent. O punem pe asta. Mamă, ce-am crezut că mi-a scăpat. Am pus-o pe grill, așa. Cook the meat to the desired state, well done. Cook the bacon to the desired state, well done. Ok, deci clientul a vrut well done. Uncooked meat, ok, și acum o facem cu alea așa. Rare, ne trebuie well done. Pun, dar pe ce o pun? Pe asta o pun. Finish the correct objective. Shit, nu știu pe ce să o pun! Eat the burger box and place it on the assembly. Ahahahaha, aici. Rare. Unde? Stai, media. Uite aici cutting board-ul. Fuck, nu știu unde e. Stai, medium, trebuie să fie well done. Ambele trebuie să fie well done. Stai, ții că m-am cam pierdut un pic pe aici. Well done, gata. Stai mă, punte sus. Gata. Well done și bacon, nu? Ok, îl punem aici lângă. Stai așa, bun, deci avem cutting board, aha. Unde este banul? Aici ar trebui să fie banul, uite-l acolo așa. Ați. Punem pe ăsta acolo așa, wrong burger container. Pe ăsta-l punem aici. Aha, fii atent. Cutting board, ok. You need to place cuttable products on this board.
Bend your frame, first part. Cut it apart to begin assembly. Cred că mă trebuiește un cuțit mie. What the fuck, n-am cuțit. Broken fries machine. Ok, deci o să trebuiască să cumpărăm și alte lucruri. Ah, atunci că devine interesant. Shit, cut the buns into individual ones. Ok, dar cum? So stand. Păi da, man, înțeleg, dar eu înțeleg ce vrea. You need to place cuttable product on this board. Poate trebuie să-l pun pe ăsta aici. Și poate îi dau o left mouse, left shift. Aha, left shift. Aha. Cușia așa, all pieces are cut. Take the ingredient you want to put inside the... Așa, to rotate. Shift to start cutting. Gotcha. Ah, mamă, cât de tare. Oh, am tăiat-o, boss. Now you have to grill those. And remember, the what? Bottom bun always goes first. Deci bottom bun always goes first. Oh, yeah. Asta. Punem așa. Ok, bine, se pare că am pus-o bine. Grill the buns to the toasted state. Toasted, ok. Cut the tomato in 5 slices. Ok, nu știam că pun și tomato. Hai să punem și pe asta aceea. Looks almost as good as the ones dad used to make, I think. Astea? Sunt gata? Toasted. Cred că e bine. Cred că am să le pun deoparte pentru că nu vreau să se strice. O să le fac eu să le ard sau ceva de genul ăsta. Mamă, iei, te ține acolo pe jar, ce ai? Stai așa, să-i dăm un shift ăstea. Mamă, păi așa fac atunci în 5 slices. Trebuie să gândesc 5 de-astea. Una. Două. Trei. 4 5 Ok, se pare că am mai multe decât trebuia. Mă gândesc, put the bottom bun in the burger box. Ok, o luăm pe ăsta. Asta e, remaining. Cred că ăsta este bottom. Nu, ăsta este bottom. Dar de ce contează care e bottom? Pentru că arată la fel. Bun. Cheese, meat, tomato slices, bacon, toban. Ok, deci cheese. În momentul de față punem niște cheese. Care îl punem direct de la frigider. După care avem... Încerc să le fac în ordine. Cheese, meat, tomato. Meat. Tomato slices. Și pun câte pun? Le pun pe toate? Le pun pe toate 5? Sau mă rog, 4? 3... You can add more tomato. Ok, ok. M-a pus-o aici, eu nu așa am crezut că toate ar trebui să le pun aici. Pui mei. Așa, după care bacon-ul. Top bun. Pe ăsta. Gracias. Place the burger box inside the order bag. Man, ăsta e. Tomato. Uite, două tomato slice. Ai, da mă, și scrie câte slice-uri de tomato. Ce tare. Așa, left place the burger bun inside the order bag. Aici. Nice, give the bag to the client. Yo! $17, boss! Ha-ha! Me gusta! Hai să vedem! Stai așa că fac bani! Ia, boss! Enjoy! Poftă mare! Pleacă de aici! Cu ce te mai ajut? Dă un review de 5 stele, te rog eu frumos! Așa, hai mă că putem, mă, numai să-mi dispară vocea! Hopa, stai așa, aici avem un meniu, ceva? Ia să-i nu să ies afară! Are you sure? Cancel. Mă scoate afară, what the fuck? Știu, open. Bun, ia să vedem aici. Ok, fii atent, 231 de secunde. Holy shit, avem așa, burger, meat, toasted bun. Ăsta este simplu, pac, hai să facem rapid. Ăsta este pornit. Pac, luăm așa, burger, meat, jap, boom, îl lăsăm acolo. După care, pac, pe linia de assembly, jap. Următorul, avem așa, carnea este făcută, următoarea. Hai să lucrăm la două deodată, bine? Că mă pricepus. A, nu mă lasă să lucrez la două deodată. Holy shit, ok. Nasol. Meat well done. Asta este rare în momentul de față. Stai să mai luăm niște banuri. Punem cu alea și pac, o tăiem un pic. Am zis că o tăiem un pic. Nu mă lasă, fii atent. Poate dacă o pun aici. Nu mă lasă, man. Poate dacă o pun pe cutting board. Ia, yeah. Hats. Și dau aici un pic. Jap! Am tăiat-o. Aia a fost. Hai să punem și banurile. Asta este medium. Mai lăsăm un picuț cărnița. L-a făcut.
punem astea, banurile cum vor să fie toasted. Ok, gata. Meat well done. Pe asta o luăm, o punem deoparte. Avem aici toasted, lucrăm în momentul ăsta. Nu pot să pun încă nimic. Nu am roșii sau ceva de pus. Chip. Toasted bun? Toasted bun, perfectos. Așa, nu știu care e partea de jos, vom vedea acum. Ia să vedem. Toasted bun. Cred că trebuie să rețin eu care e partea de jos. What the f... Sustiți ăsta cu aie. A grill of... What? Sper că nu s-a stricat, că mor. Punem carnea, pac, punem pâinea pe deasupra, jap, fii atent că am greșit astea. Burger. Nu, n-am greșit, chiar am făcut foarte bine. Amazing. Ăsta ce order a fost? Order? Order 2 a fost ăsta. Băgăm aici. Yes! L-am făcut foarte bine, overall good. Ar fi trebuit să-mi scrie aici amazing. Bun, următorul să vedem. Same shit, ok, cred că mă obișnuiește. Nu mai am gaz, what the fuck, cum să nu mai am gaz? Ok, deci trebuie să-i cumpăr de la doamna aia o grămadă de gaz. Shit. Remove, da, ia. Gunoiul mă gândesc. Bun, cărniță, hați, am pus acolo. Cum o vrea asta? Meat well done și toasted bun. Ok, easy, lemon squeezy. Punem și pe asta aceea, jap. Jap, bom, amă că le reținem ce, asta e fața, asta este partea de jos, jap, și îi dăm drumul la grill. Bun, nici n-am ce să fac în timpul ăsta. Hai, mai avem un order, mai avem și orderul 4. Și mai mare, ok. Mai luăm un ban. Mai luăm aici niște pâinică, o să o tai și pe asta. Jap, ce mai trebuia să vedem? Bacon, ok, hai să scoatem baconul de aici. Toasted bun, pe astea le avem, hats. Avem hats. Stai să le punem deoparte, că deja putem monta hamburgerul, știi? Și la prima aveam decât carne. Ia să vedem, medium, mai așteptăm un picuț. Și la a doua am și tomato slice, ok, bun. Medium, două, what the fuck, boy. Ok, medium și rare la bacon. Și la bacon necesită well done. Ok, bine. Le-am pus aici. Well done la carne. O punem direct cu ăla așa. Și îi punem asta deasupra. O luăm, o punem la 3. Boom! $12, baby! Nice! După care, ia să vedem aici. Bacon, well done. Se pare că am terminat și aici. Luăm pe assembly. Și trebuie să pun și burgerul. Da, corect, am uitat de burger. Să punem burgeruțul. Astea sunt pe medium rare, carnea, deci mai așteptăm un picuț cu carnea. Mie îmi trebuie orderul 4, tomato, bacon, mi-am medium. Shit, stai aici să-mi iau carnea. Avem astea deja făcute. Bun, ia să vedem, carne, deci îmi trebuie două bucăți de carne. Bun, bacon well done, îl avem aici, bacon well done. Îmi place că sunt și gen... Hai să sting ăsta, că după aia... Mai am ceva aici pus? Nu mai am, doar că e mizerabil ăsta. O să opresc, că mi se consumă. Îmi place că sunt diferite gen statusuri ale mâncării. Nu doar e bacon și atât. E baker făcut bine. Bacon, știi? Adică chestia asta și e foarte mișto. Așa, punem roșia acolo așa. Avem cheese și o punem și pe aia pe deasupra. Punem pasta aici, pasta aici, pac. Order. Cred că ăsta este 4, dacă nu mă înșel. Ho-ho, 20 de biștari. Max. Oh, new content available. That is very nice. Pare că mi-a dat un fryer. Ce tare. A, încă ceva. Asta e coș de gunoi, cred, sau ceva. Ok, bun. Hai să facem pasta. Uite-te cât de repede mă mișc, coaie, ești nebun la cap. Și îmi trebuie aici așa, carne, bacon, bom, pornim grill-ul, hap! Bun, și avem așa, la carne e medium, se pare că nu e nici rare, ok, și bacon tot medium. Cheese slice o să pregătesc aici, hai să scoatem, punem colea. Vine orderul, doamnă, vine orderul acum, facem treabă.
Avem 1000 de biștari, 1031 de marafeți, frumos, sunt de pe plus, man. Ok, am niște roșii pe aici, speram să vrea. Toasted bun, ăsta cred că e de ajuns, că toasted bun vrea toată lumea. Avem bacon rare, medium acum. Sunt pe medium, le-am luat, jab, jab, bom, bom. Hai să luăm să montăm. Jos și avem așa, carne, bacon, cheese. Deci începem, carne, bacon, cheese și banul de deasupra, jap, 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 te-am pupat. $16, 16 marafeți, that is very nice. Au, ce muncești, Mihăiță, cu aici, nebun. Cu mare plăcere, 5 stele, te rog frumos, 5 stele. Haide, pa. Mersi de thumbs up, 5 stele, por favor. Bun, perfectly cutted, ok, asta ce cu asta e un fel de reclamă de-a mea aici. Nu pot să interacționez cu ea niciun fel. Stai să-mi opresc ăsta. Nu pot să fac și eu un status. Ba da. Girl grill dirtiness. Shit. Cum îl refac? Aha. Fii atent că îl putem curăța. Așa și click stângă. Ia. Ba, ești nebun. Putem să curățăm și grill-ul. Uite-te și tu. Fii atent la asta. A, contează pe unde... Contează pe unde dau? Nu cred, nu. Uite, dau decât sus și merge. Parcă să zic că ar conta, dar nu prea îmi dau seama foarte bine. 6, unde n-aveam mai scăpat eu? Bro, îmi zice că am scăpat pe undeva. 3. Yes, l-am făcut! Pune-l aici la loc. Time to go unde? Go back to the city. Ok. Mă duc aici? Return? Mă gândesc, ar trebui să mă dea în mașină ca să pot să plec de Chile. Ok, deci înainte de toate trebuie să fac orderul de acasă pe calculator, mă duc să ridic produsele și după aia sunt gata de făcut treabă. Cam asta e toată treaba, da? Open the map first. Ok, selling points have different closing and opening hours. Pot să mă duc deci la ore diferite. Once you reach the closing hour, no more clients will come. Deci odată ce am ajuns la apus, să zic așa, nu mai vin clienții. Când am zis client așa... Bun, asta e foarte bine, că putem să vedem la ce ore, în ce direcții să ne ducem. Deci, genial. Și acum trebuie să drive back to your garage. Ok. Să-i garajul meu aici? Nu, garajul meu ar trebui să fie ăsta. Pot să pun un waypoint ceva? Se pare că nu prea. Nu văd nicio asta de pus waypoint. Îmi apare doar sus. Băi, nu știu, pe obiz mă pare că merge bine aici, înlăguiește, am 30 de FPS-uri. Și se trebuie să știți că le am foarte, foarte joase. Deci pe grafix, dar până acum merge foarte bine. Cred că e din cauza copacilor de aici din parc, mă gândesc. Nu știu, ia să dăm și mai pe low. Aoleu, era pe low super. Avem epic, custom, high și medium, dar... A, uite, am low. A, super, genial, awesome stuff. Ia să vedem dacă face vreo diferență treaba asta. Bă, a făcut mai multă lumină, pentru care eu sunt recunoscător. Și mi-a crescut cu 2 FPS-uri, deci nu a făcut absolut nimic. Pun deci garajul. Ar trebui să fie ăsta. Hai să o luăm pe aici. Acum cu luminile astea e un picus mai lăguit, mă gândesc eu. Ah, ok, level 2 la prestige, să accesez locația. Ok, ok, deci putem să intrăm și pe cartiere ceva mai scumpicele, mă gândesc eu. That is very nice. Ok, o să iau pe aici. Și garajul la 4 se merge. Mamă, am ceva de mers. Stai așa că avem un roșu. O să merg în față. Hai că nu vine nimic pe aici. Facem la dreapta. Am încercat o frână de mână, dar nu prea mai am reușit acolo. Bun. Suntem bine, suntem bine. Avem garajul pe stânga la 250. Ok, deci mă pot... Lol, am stricat și stâlpul de iluminat. Ok, 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 o să țin cont de asta. Am intrat eu pe interzis sau eu sta prost? Nu, el e prost, eu nu am intrat pe interzis, uite. Eu sunt pe banda mea. Bă, broschi, așa facem la stânga, tati. Urât, 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 nu prea știm cu direcția, cu volanul, cu astea. Iar eu nu știu cu stâlpii. Nu-mi plac. Măcar n-am luat hidrant, știi?
Uite ce detaliu, avem chiar și aburi din canalizare, ce tare. Bun, deci în față avem garajul, îi dăm bice și ajungem acășică cu peste 1000 de dolari. Aia a fost tot. Nice. Yo, 1047, mai exact, install the fries machine, install the freezer. Deci avem congelator și fripteuză. Ok, gracias. Se pare că acum ne dă și mai multe rețete, facem și cartofi prăjiți și mai multe chestii la care trebuie să fiu atent. Ok. Fries machine, îi dăm, cum adică free? What the fuck? A, mi-a dat-o cadou, what the hell, man? Nu am plătit pentru ea nimica și se pare că da, avem și cartofi prăjiți ca și rețeta chică, da, bine. Așa, și acum avem un freezer, congelator. Purchase! Și la shop putem să cumpărăm alte lucruri. Oh, câte avem aici de luat! Oh my god! Fraților, vom face asta data viitoare. Sper că v-a plăcut jocul. O să continuăm, bineînțeles, gameplay-ul, pentru că mi se pare super interesant. Asta este doar un demo aici. Vreau doar să văd cum este, cum se prezintă, cum merge. Într-adevăr, de câte am văzut acolo unde este vegetație multă, lagul are un pic prezență. Sper să-i găsesc niște setări care să mă facă mulțumit. Dar până data viitoare, v-am salutat, numai bine, pa, pa!